Corpurile din jurul nostru au diferite culori. Să vedem de cine este dată culoarea corpurilor. Corpurile opace absorb toate culorile din spectrul roc-vaiv și o reflectă pe cea care o vedem noi. Iată, acest obiect roșu opac absorbe toate culorile din roc-vaiv și împrăștie culoarea roșie și din acest motiv noi vedem acest corp roșu. O frunză verde, la fel, absorbe toate culorile din roc-vaiv și reflectă, împrăștie spre ochii noștri culoarea verde, la fel și culoarea albastră și celelalte culori. În schimb, corpurile negre absorb toate culorile din spectrul roc-vaiv și din acest motiv le vedem negre. Corpurile albe nu absorb nicio culoare și din acest motiv le vedem albe. Să vedem cum stau lucrurile la corpurile transparente, cele prin care trece lumina. Iată, am pregătit aici un corp transparent roșu și observăm că acesta absorbe toate culorile și trece prin el numai culoarea pe care o vedem și anume roșie. Am mai pregătit un capac albastru, tot la fel transparent, deci absorbe toate culorile și trece prin acest capac albastru numai culoarea albastră. Și am mai pregătit și o soluție transparentă, priviți, verde, care lasă să treacă numai culoarea care o vedem, și anume verde. Mai avem aici niște filtre, care la fel sunt niște pelicule colorate, dar transparente. Filtrele au numeroase aplicații la reflectoarele din teatre, la vitrariile bisericilor și monumentelor. Să vedem, dacă lăsăm să treacă lumina printr-un filtru roșu, observați că vedem aici proiectat culoarea filtrului respectiv. Albastru, lasă să treacă numai culoarea albastră și verde.